Lucrările la centura Beiuș avansează cu repeziciune. Se lucrează la podurile peste drumul național 76 la intrarea și ieșirea din Beiuș, precum și la viaductul peste Crișul Negru, la Tărcaia și Finiș. Pe viaductul de lângă Tărcaia, asfaltat în întregime, sâmbătă se turna stratul de uzură. Centura Beiuș, cu o lungime totală de 9,33 km, este compusă din două tronsoane. Primul cu lungimea de 7,3 km începe din drumul național 76, traversează Crișul Negru și drumul comunal 231, colind Beiușul la vest. Apoi trece peste calea ferată și Crișul Negru și revine în drumul național 76 printr-o curbă la dreapta. Al doilea tronson are o lungime de 2 km spre localitatea de Lani și va face legătura între primul sector al centurii și drumul județean 764 Beiuș Roșia Alești, asigurând accesul către parcul industrial Beiuș. La ora actuală, centura Beiuș este asfaltată în proporție de circa 90% și se toarnă stratul de uzură pe mai multe porțiuni. Constructorul mai are însă de lucru la sensurile giratorii și joncțiunile cu drumul național 76 șase ora de adeva. De asemenea, este de lucru la montarea stâlpilor și instalațiilor pentru iluminat, precum și la șanțuri și rigole. Totodată sunt în desfășurare lucrări la poduri, la hidroizolații și racorduri. Echipele de muncitori lucrează intens și în weekenduri. Calea de rulare ar putea fi gata până la sfârșitul lunii septembrie, iar din octombrie ar putea fi deschisă circulația.